Partea a doua a emisiunii de astăzi e Bucovina Sport Action. Discutăm despre tir cu arcul, discutăm despre un sport care sperăm noi la anul ne va reprezenta la Olimpiadă și de ce nu vom avea iarăși o bifă acolo pentru județul nostru. Înțeleg că una dintre cele mai mari șanse o avem la Amăiesturaia Mădălina. Nu? Așa este, la Mădălina. Pentru ea, cum a spus și colega, urmează campionatul european din luna mai și atunci se va decide exact care va fi poziția ei. Mădălina Maestruia când a apărut în zona tirului cu arcul? Ați fost colegi? Ați început odată? A început înaintea ta? După tine? Cum a fost, Andrei? Mădălina a început tirul cu arcul... E rădăuțeancă. Rădăuțeancă. Mădălina a început tirul cu arcul în urmă cu 7 ani. Deci nu am putea spune că are un background foarte îndelungat în acest sport. Cum ar fi coreencele. Exact. Cu toate acestea, pe ea nu a împiedicat-o să ajungă într-un timp foarte scurt, să zicem așa, pentru sportul de performanță, 7 ani, totuși un timp scurt, să ajungă în top și să participe deja la o ediție de Jocuri Olimpice. Mie mi se pare de dreptul fantastic. Adică, probabil că partea asta vine și cu reversul medaliei, care nu-i tocmai bun. Bă, am ajuns așa ușor, mă pot lăsa ușor. Alții muncesc o viață să ajungă la Olimpiadă și chiar nu glumesc când spun că muncesc o viață să ajungă la Olimpiadă. Uite că cu mult talent, cu multă voință din partea unor oameni, cu multă voință din partea ta, poți ajunge la Olimpiadă și poți, cum să spun, e visul suprem, după cum spuneam, pentru orice sportiv. Comparativ cu Mădălina, tu când te-ai apucat de... Eu, tu ai mai mulți. Da, eu m-am apucat de acest sport în anul 2005. Exact. Din 2005 până în anul 2013 am activat tot ca sportiv până la vârsta junior, până la vârsta intrării în seniorat am fost sportiv legitimat la CSS Rădăuți, iar mai apoi am fost legitimat la CSM Suceava. Am fost cred la 3 cicluri olimpice în lotul olimpic, dar după ce am început antrenoratul la CSS Rădăuți, m-am axat mai mult, să zicem așa, doar pe competițiile naționale. Pe competițiile naționale și, bineînțeles, după cum spuneai, pe zona, pe partea asta antrenorat, că e destul de greu, cred, să faci una și alta. Da, nu este ușor, dar dacă este totuși o dorință, poți să le împaci pe ambele fără probleme. Adică când este... Da, dar uite, tu ai cumva rezolvat o problemă, să zicem așa, cum spuneai, partea financiară. Atâta timp cât sunt antrenor, eu mi-am asigurat liniștea financiară și mă pot ocupa și de partea de performanță. Bine, prima oară îmi văd de treabă ca antrenor, dar după aia în timpul liber mai poți să faci. Și uite, așa ai reușit în momentul de față, ești campionul național al României la tir cu arcul. Cred că mulți mușcă așa un pic din buze că n-au luat ei titlul, dar ce să-i faci? Asta este. Aici e nivelul în momentul de față. Ioana, tu când te-ai apucat de tir cu arcul? Înainte de 2000. Nu e o întrebare frumoasă, nu? Nu. Înainte de 2000, ca să nu precizăm exact anul, la fel ca și Andrei și eu am fost tot legitimată la CSS Rădăuți, ulterior am ajuns la CSS. Cum ai ajuns? Cum ai auzit? Băi, tir cu arcul, hai să mă duc să... Din fericire pentru noi, Rădăuți este un oraș mai mic. Și atunci, în momentul în care există o activitate, orice fel de activitate pe care poți să o practici, mergi. Pentru că nu ai foarte multe oportunități în orașele mari, unde sunt mult mai multe activități de a petrece
timpul după școală, copiii atunci sunt și împărțit. În Rădăuți sunt puține activități și atunci le încercai pe toate. Am făcut și basket, și judo, și karate, oriunde... Lupte n-ai făcut. Lupte, că... nu. La lupte nu, este... Nu cred deși că avea... și acolo e o tradiție imensă. Da, la... acum se pare că este o tradiție și la feminin în România, care chiar reușesc să facă acum și la lupte, la feminin, au rezultate foarte bune. Dar atunci chiar nu. Tenis, oriunde era ceva de petrecut timpul și de a face mișcare, eram acolo. Și așa am ajuns și la tir, dar este singurul la care am și rămas. Pentru că celelalte au fost așa, doar activități de a încerca, de a petrece o lună, două, trei. La tir mi s-a potrivit, poate și personalității. Am avut parte și de oameni cu care am legat prietenii. Noi suntem o comunitate, până la urmă suntem și acum prieteni, după atâția ani, 20 ceva de ani, petrecem timpul împreună, mergem la schi împreună, suntem o familie. Și lucrul ăsta s-a potrivit mult mai bine decât ceea ce am descoperit în celelalte sporturi. Și faptul că particip împreună la competiții, petreci timp împreună, mănânci, dormi, acolo este o apropiere pe care nu o găsești în altă parte. Noi asta încercăm să dezvoltăm și copiilor. Pentru ei e la fel, e o activitate și de socializare până la urmă. Învață să-și gestioneze timpul, să fie responsabil, nu e doar că merg. Pe partea de pregătire fizică ce se întâmplă? Pentru că fiind sport și un sport destul de solicitant, deși e mai pe bază de nervi și câteva grupe musculare, nu toate, ei bine, pregătirea fizică trebuie să fie una serioasă pentru... Andrei este exemplu clar de cum reușește să fie campion național, deși nu este activitatea lui principală. Andrei aleargă, Andrei face pregătire fizică pentru toate grupele musculare. La un moment dat, experiența își pune cuvântul... Păi degeaba ai tu mâinile de oțel și nu. Poți să pregătești tot dacă îți tremură genunchii, nu? Nu, deci nu. Funcționează, este un sport de coordonare, dar și de stabilitate și atunci dacă nu ai membrele inferioare... bine antrenate, degeaba ai tu brațele puternice, pentru că la prima dezechilibrare săgeata în loc de 10 e 6 și atunci nu ai rezolvat nimic. Și atunci nu, noi am schimbat puțin poate și stilul de antrenament față de cum era perceput în anii 90, unde mai mult pregătirea era axată pe numărul de săgeți trase, noi antrenăm global. Facem și foarte multă pregătire cardiovasculară, pentru că este foarte important ce puls ai tu în competiție. Dacă tu în timpul competiției ai pulsul 150, concentrarea va avea de suferit și atunci clar nu vei trage 10. Și atunci trebuie să antrenăm tot. Și pe Andrei facem și experimente. Până la urmă asta este, lucrăm împreună și atunci experimentăm. Cât ai alergat luna asta? Cum ai făcut pregătirea? Hai să vedem ce se întâmplă cu rezultatele. La el deja experiența este clar mult mai bună decât la alții și atunci el își permite să nu tragă în fiecare zi. Și atunci aici putem să jonglăm puțin, mai încercăm, hai să mai alergăm, hai să vedem dacă facem programul ăsta de pregătire fizică două luni, să vedem ce se întâmplă. Și apoi putem să transpunem și către sportivi. Când vin copilașii la tir cu arcul, cât trebuie să-i ții înainte de a trage cu arcul? Că asta e, el vine să tragă cu arcul și tu de fapt nu știu cât timp, dar trebuie să-l pregătești să tragă cu, să pună mâna, să poată să ridice arcul ăla. La noi avem așa o regulă stabilită de comun acord cu Ioana că cel puțin 10 antrenamente înainte trebuie să facă copilul și de învățarea poziției și de pregătire fizică generală până în momentul în care va trage primele săgeți. Deci 10 antrenamente, unii copii poate să le perceapă ca o eternitate, iar alții o să zică, uite ce repede a trecut și deja trag cu arcul. Cam câte antrenamente pe săptămână sunt? Pentru grupa de începători avem 3 zile alocate pentru ei. La început ei au o oră de antrenament, iar ceilalți din celelalte grupe de avansați și performanță, unii dintre ei vin zilnic și au chiar și două... Și unde se desfășoară antrenamentele? Antrenamentele se desfășoară în sezonul indoor la sala de tir cu arcul a clubului sportiv școlar, iar
când este sezonul outdoor, avem poligon unde ne desfășurăm activitatea pe stadionul municipal Rădăuți. Cum reacționează de regulă autoritățile la genul acesta de activități? Pentru că îmi spuneai o poveste frumoasă vis-a-vis de a maestruaie Mădălina. Dar de fapt spune povestea Mădălinei, că suntem așa curioși ce și cum. Mădălina și-a încheiat pregătirea la liceu la Rădăuți, a optat pentru a-și urma studiile universitare. Aici vreau să fac o precizare. Întotdeauna sportivii care au fost la Rădăuți și cei îndrumați și de domnul Deneș și de noi, întotdeauna am optat pentru școala să aibă întâietate, adică neapărat să urmeze o facultate în principal. Și noi suntem tot așa, cu formare, cu facultate, cu master. Asta ne dorim și pentru sportivii noștri, să nu rămână doar cu la stadiul de liceu. Pentru că presiuni întotdeauna au fost, mai ales din partea federației. Este mult mai ușor să ții în pregătire un sportiv care nu este la școală, care nu urmează studii universitare. Mădălina a optat să meargă la Cluj. Asta a fost opțiunea ei personală. Nu putem să o îndrumăm noi către un centru universitar. Din păcate, la Cluj inițial nu am avut nici măcar secție, nici măcar club, nici antrenor, nici absolut nimic. Adică pur și simplu a mers în neant. S-a găsit o soluție și o soluție foarte bună la clubul CSU, clubul CSU Universitatea Cluj. Am găsit oameni chiar dedicați pentru sport, care au reușit și să ne înființeze secție și să ne ajute și cu teren, și de indoor și de outdoor. Și atunci, s-au mișcat repede? Da, s-au mișcat foarte repede în momentul în care știam deja că ea a fost admisă la facultate după admitere. Am fost și am discutat și oameni care chiar sunt pentru sport. Și atunci asta ne bucură. Deși nu aveau nicio legătură tir cu arcul. Nicio legătură cu tir cu arcul și atunci ne-am ajutat. Dar asta înseamnă, din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că există această deschidere pentru sport, există și viziune. Pentru că mă gândesc că așa a apărut și familia Deneș la Rădăuți prima oară. Doamne, tir cu arcul, ce vreți, mă? Da, pe de altă parte, putem să subliniem că avem parte și de sprijin și din comunitatea locală. Asta știu. De la CSM Suceava este clar că întotdeauna când am avut nevoie de ajutor, o bună parte din rezultatele Mădălinei se datorează și investiției lor. Primăria din Suceava la fel. De fiecare dată când s-au desfășurat programe de pregătire sportivă, am fost și noi prinși, pentru că și rezultatele ne-au ajutat până la urmă. Pentru Rădăuți la fel, cu ce reușim de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți ca și finanțare, în ultima vreme e mai puțin pe partea de materiale, dar în rest reușim să suportăm competiții. Din partea primăriei la fel, poligonul care există la clubul sportiv este până la urmă, face parte din stadionul municipal și este al primăriei Rădăuți. Nu putem să spunem că n-am avut ajutor în limita în care au fost bani alocați către sport. Dar ideea este că când mergi aici în comunitate, suntem cât de cât deja suntem oarecum cunoscuți, lumea a mai auzit. Da. Prin prisma rezultatelor. Dar la Cluj chiar a mers pur și simplu în neant. Am avut noroc și atunci Mădălina reușește să-și facă pregătirea în continuare, reușește să îmbine și școala. Și de așa a ales o facultate grea. Da, ales din punctul meu de vedere. Da. Când îți place matematica, poate că e o facultate ușoară, dar... Da. Și stai așa, mie mi-a plăcut matematica. Da, ales matematică informatică, ea și e și pregătire reală de la liceu, de la liceul Edoxu Hrumuzache din nou, unde tot am avut sprijin la ciclul anterior olimpic, pentru calificarea la Tokyo, am avut tot sprijinul pentru că a avut perioade în care a lipsit foarte mult de la școală. Dar apoi în clasa 12, după ce s-a terminat olimpiada, a avut timp să recupereze și n-a avut absolut nicio problemă nici cu examenul de bacalaureat, nici cu nimic. Asta este o precizare. Părinții de regulă sunt reticenți să-și îndrume copiii la sportul de performanță, deoarece consideră că această activitate va interfera cu școala, ceea ce nu este adevărat. Nu, aici Ioana nu-ți dau dreptate. Zic așa, interferează cu școala, numai că ce să vezi? Sunt și soluții pentru așa ceva.
Și se pot face, adică n-aș zice compromisuri. Pentru că nu discutăm de un compromis. Deci Mădălina n-a beneficiat de un bacalaureat ușor sau de cine știe ce altceva. Nu. A beneficiat de înțelegere, ok, în perioada respectivă ai fost la Olimpiada, ai fost în ciclu de pregătire olimpică și așa mai departe, da. Ei, vom relua bucăți din materie special exact. Sau, uite, ești plecată, învață lucrurile astea. Exact, fix așa s-a desfășurat în momentul în care aveam cantonament, în perioada respectivă pregătirea se desfășura la Navasart, la Snagov, lângă București și atunci, în momentul în care exista, școala se desfășura în continuare, clar. Mădălina primea temele și le făcea, învăța în continuare. Nu este un impediment. Eu consider că copilul se poate organiza mult mai bine în momentul în care are altă activitate. Atunci el știe cum să-și gestioneze timpul. Sau va învăța să-și gestioneze exact, timpul, să facă și una și alta. Asta te învață sportul până la urmă. Te învață sportul. Asta te învață sportul până la urmă. Da. Bine, cam orice te învață până la urmă, dar sau orice altă activitate, dar că trebuie să faci și școală, trebuie să... Dar în cazul de față, chiar din câte eu știu, antrenorii, toți cei care sunt implicați într-un ciclu de asemenea pregătire, bun, e disciplina în sine, dar pe locul 2 sau chiar pe locul 1 în unele momente e școala, frate, da? Adică nu înseamnă că se produce o ruptură. O interferență, da. Dar nu o ruptură. Din păcate, în România, universitățile nu acordă aceeași atenție pentru sportul de performanță cum se întâmplă în alte țări. Noi avem un exemplu de alt sportiv, tot de la Rădăuți, care a avut locul 4 la mondiale, Alex Popescu, în momentul în care a ales să-și continue studiile în Olanda, a cântărit foarte mult la momentul respectiv pentru admiterea lui faptul că a făcut sport de performanță. A bifat mult mai multe puncte decât alți colegi de-ai lui care nu aveau în CV trecut un sport de performanță. La fel mai avem un exemplu a unui sportiv din Târgu Mureș, care în momentul în care a decis să meargă la universitate în America, același lucru a cântărit foarte mult faptul că a avut titlul de campion național la tir cu arc. În alte țări se pune accent. Se pune accent pe faptul că acești copii au avut o activitate extrașcolară și au excelat într-un domeniu. Au avut performanță. Da. Da, o să trebuiască probabil la un moment dat să învățăm și noi lucrul ăsta, dar nu știu cât va dura și cât de greu vom învăța. Cât de scump este un arc? Ca să nu trebuie o săgeată, că alea sunt mai consumabile decât arcul. Un arc de ultimă generație, în momentul de față, poate să ajungă până la 3.000-3.500 de euro. Vorbim despre un arc complet echipat, cu ultimele accesorii care sunt puse pe el și din care este compus. Iar la săgeți, un set de săgeți care, cum ați spus și dumneavoastră, sunt până la urmă niște consumabile, ajung până la 500-600 de euro, vorbim despre 12 săgeți doar. Bun, refolosibile în bună măsură, dar nu toate. Refolosibile aici, dacă ne referim la săgeți, trebuie de ținut cont că ele au o durată de viață destul de scurtă în funcție de numărul de săgeți pe care sportivul îl trage cu respectivele accesorii. Deci când un sportiv trage în antrenamente, să zicem, în decurs de câteva luni de zile de ordinul miilor de săgeți în antrenamente, săgețile respective își pierd cumva din calitățile lor și atunci nu mai dau același randament ca în momentul în care erau noi. Da. Bun, sau cum să pun întrebarea, cam cât ține un set de ăsta de săgeți sau aici e clar, funcție de și de nivelul de pregătire, că la începători bănuiesc că se strică mai repede și folosiți de la mai ieftine. Exact, ați spus perfect. La începători nu ajungem să folosim chiar materiale de genul, dar în funcție de nivelul lor de pregătire și cum evoluează pe parcurs, încercăm să le dăm și lor materiale care să le ajute. Să obișnuiască cu, exact, cu calitatea. Și asta, știi că am avut în emisiune
de mai multe ori ce drept față de tir cu arcul, am avut de la canotaj. Ok, na, noi obișnuiți tot timpul, avem campioni la canotaj, suntem bine de tot. Da? Și slavă Domnului, încă mergem bine de tot, lucrurile pare că sunt pe o direcție bună și nici nu dă semn să scârție ceva pe acolo. Dar îmi spuneau sportivii, doamne, noi ne antrenăm pe bărci de reghin, pe nu știu ce, mergem în competiție, dăm pe de-alea serioase și câteodată nu suntem atât de bine obișnuiți cu ele, cum sunt, spre exemplu, alte națiuni care investesc extraordinar de mult în aceste materiale. Ori, repet, încă suntem bine la canotaj, dar calitatea unui arc sau a unei săgeți într-o competiție de nivel olimpic, un pic, o invenție de mai multe de astea, pene de ce sunt acolo în coada săgeții, dacă sunt puse mai altfel, funcție de condițiile meteo, cântăresc foarte mult în economia unei competiții. Asta așa este, vorbim despre un sport de foarte mare precizie în care un milimetru la plecare e 10 centimetri în partea aia. Exact, exact. Și astfel trebuie să avem foarte mare grijă cum gestionăm astfel de situații și cum pregătim atât săgețile pentru competiții, cât și arcurile de reglaje. E multă tehnologie, până la urmă, îndrăznesc să cred. În competițiile și în pregătirea indoor, la ce distanță se trage? În competițiile indoor, distanța de concurs este de 18 metri, în care se trag câte 3 săgeți pe o țintă formată din 3 ținte mai mici de dimensiuni de 14 cm. Deci 18 metri, 14, da, ok, mulțumesc. Da. La sezonul outdoor, distanța de concurs este la 70 de metri, în care 70 de metri, în care ținta și panoul au un 1,22 în diametru. Slavă Domnului, că iar, la măcar îl vezi. Exact, iar centrul țintei are dimensiunea unui CD. Ca să fim așa mai... Da, ca să înțelegem cu toții. Iar marea problemă la competițiile outdoor, în primul rând, e vremea. Plouă, ninge, bate vântul. Dacă bate vântul tare, opriți competiția. Așteptați să se oprească un pic vântul. Competiția se oprește doar în condițiile în care vântul bate foarte, foarte, foarte tare. Astfel, competiția nu ar mai fi putut ținută... Să se transformă într-un pericol pentru participanți. Exact, da, să fie ținută în siguranță. Dar dacă totuși sunt condiții meteo care implică ploaie și vânt până într-un anumit barem, competiția se ține tot timpul și trebuie să te adaptezi la condițiile meteo. Deci mie mi se pare ceva fantastic. Mi-aduc aminte că lovitura norocoasă în povestea doamna Deneș, bine era, nu știu dacă era în timpul emisiunii, cred că era imediat după. Doamne, am avut noroc la ultima săgeată, am văzut cum a bătut pala de vânt și i-a zis, trage un pic dreapta sau stânga, în fine, poate greșesc, poate nu. Și că e parte importantă din... aici e treaba antrenorului, nu? Sau da, nu numai? Da, este și treaba antrenorului, dar ține foarte mult și de cât de bine este adaptat sportivul la condiții de genul și cum reacționează el singur în astfel de situații. Pentru că nu tot timpul va fi antrenorul lângă el, înțeleg. Pentru că e final de emisiune și mie mi se pare că am pus multe întrebări, dar așa de multe aș mai vrea să mai aflu de la voi, încât vă ofer cuvântul de final și să tragem și o concluzie, pentru că, după cum spuneam, lucru cel mai important e că Rădăuțiul, Suceava,
e pe harta României în ceea ce înseamnă tirul cu arcul și e și meritul vostru a celor prezenți în cadrul acestei emisiuni. Andrei, cu tine încep. Vreau să spun doar că vă mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a povesti din cunoștințele despre tirul cu arcul și mulțumim că ne-ați primit și așteptăm și o altă invitație la dumneavoastră. Cu mare drag, aștept să mă obligați prin rezultat și asta știu că nu va dura tare mult. Dar numai bine, avem acum legătura, e tot în regulă. Ioana? Vă mulțumesc și eu pentru această invitație și subliniez faptul că toți copiii sunt bineveniți să încerce acest sport. Nu se știe niciodată, poate următorul campion mondial sau următorul participant la Olimpiadă să reprezinte România, l-aveți chiar acasă. Este păcat să nu profitați de această ocazie. Mai ales că nu costă. Nu costă. Deci absolut, nu costă absolut nimic. Copilul poate să facă o activitate în care să se integreze, o activitate de grup în care să participe la competiții. Și atunci noi îi așteptăm cu drag pe toți copiii care vor să încerce acest sport. Iar eu, dacă n-aș fi avut vârsta, spun sincer că aș fi încercat așa numai după această emisiune. Au fost așadar Andrei Daniele și Ioana Covaliu de la acest sport minunat, până la urmă, CSM Suceava, CSS Rădăuți, aveți cu dublă legitimare, cu partea de antrenorat la loturile naționale. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.